Admiterea din această toamnă a adus vești bune pentru conducerea Universității Tehnice Gheorghe Sachi din Iași. Pe lângă locurile puse la dispoziție de universitate, peste 1000 de candidați s-au înscris în plus la această admitere. Viitorii studenți sunt așteptați cu brațele deschise de profesori, dar și de colegii din anii mai mari. Bobocii vor putea participa în această toamnă la diferite activități care să-i ajute să se adapteze cu ușurință în noul an universitar. Anul acesta am avut 1000 de candidați în plus față de numărul de locuri la buget, la licență, ceea ce a însemnat, fără îndoială, o posibilitate foarte mare ca universitatea să primească în rândurile studenților candidați valoroși și, bineînțeles, că acest lucru s-a văzut și în numărul de locuri ocupate. Deci, la acest moment, la licență, la buget, universitatea va solicita o suplimentare de locuri, deoarece a fost, într-adevăr, un exod foarte important. În privința locurilor la masterat și la românii de pretutindeni, acestea sunt aproape ocupate în totalitate, însă în aceste zile reprezentanții TUIA și așteaptă ultimele confirmări din partea studenților. Oricum, a fost o admitere rodnică, o admitere bună. Vom încerca să vedem care au fost resorturile care au determinat ca un număr atât de mare de absolvenți de liceu să vină către studii de inginerie. Explicații sunt multe, dar după ce vom face o analiză științifică asupra acestui lucru, vom putea să luăm niște decizii în ceea ce privește strategia, tactica și strategia procesului de admitere. Bobocii vor putea participa în acest an la diferite activități care să-i familiarizeze cu mediul universitar, iar studenții din anii mai mari îi vor ajuta să se integreze mai bine. Aici sunt două tipuri de activități, activități care sunt înainte de 1 octombrie și cele care sunt imediat după 1 octombrie. Sunt mai multe proiecte ROZ care au în vedere integrarea cât mai comodă, cât mai ușoară a studenților de anul întâi în tot ceea ce înseamnă cămin, spații de învățământ, cantină, spații sportive și așa mai departe. Totodată, căminele din campusul studențesc Tudor Vladimirescu se află într-un proces de întreținere și pregătire pentru viitorii studenți. Aceștia vor putea fi cazați în cele mai bune condiții, iar toți bobocii vor primi cazare.